Salutare și bine v-am găsit! Gara Brașov este cea mai importantă gară din acest oraș, precum și din centrul țării, de aici plecând trenuri în 7 direcții. Brașov este municipiul de reședință al județului cu același nume, format din localitățile componente Brașov și Poiana Brașov. Conform recensământului din 2021, cu aproape 238.000 locuitori, Brașov este al 6-lea oraș ca populație din România. Piața Sfatului, situată în mijlocul centrului istoric al Brașovului, a reprezentat un important centru comercial, social și cultural de-a lungul timpului. Aspectul impozant și medieval al pieței este dat de arhitectura caselor care o împrejmuiesc, clădiri istorice care datează de secole. Unele au suferit modificări de-a lungul timpului, dar au păstrat în majoritate aspectul lor inițial. Centrul vechi din Brașov reprezintă o atracție irezistibilă pentru turiștii care vizitează sau sunt în trecere prin frumosul oraș de sub poalele tâmpei. Periodic sunt organizate diferite evenimente artistice, culturale și comerciale. Brașovul este unul dintre cele mai frumoase și bine administrate orașe din țară. Cu muzee, clădiri elegante și străzi pitorești, te îmbie să-l descoperi pas cu pas, pornind din Schiei până spre Tâmpa și înapoi spre Cetățuie. Orice plimbare în orașul de sub Tâmpa trebuie să pornească din inima veche a cetății, de lângă Biserica Neagră, simbolul frumosului oraș din Transilvania. Brașovul la pas este fascinant în orice anotimp. Istoria, cultura, arhitectura sunt elemente care te vor surprinde peste tot. Centrul Brașovului este un adevărat tezaur de istorie și cultură, iar obiectivele turistice reflectă frumusețea și bogăția patrimoniului său.